Sunt trei constatări în această... Nu constatări, trei articole importante după viziunea noastră. Dar, în primul rând, vreau să fac un lucru. Ceea ce spune domnul Marian, și noi suntem cointeresați că, până la urmă, statul se determine foarte corect ce valoare a transmis la în capital social Republica Moldova, vă spun, pentru că Republica Moldova, când mă refer, mă refer și la partea transnistreană, adică nu zi împreună. Trebuie să fie pus punct la acest subiect și aici chiar nu vreau să abordez subiectul ca președinte Consiliului Moldova Gaz, dar din punct de vedere a experienței mele profesionale. Trei aspecte sunt în hotărâre. Prima, reevaluarea activelor care a avut loc în 2008, acestor active care au fost introduse în capital social Moldova Gaz la momentul creierii în 1999. Și nu știu de unde a apărut ideea că compania este datoare la APP, la partea terță, care... 3,3 miliarde de lei. Nici nu avem nicio relație contractuală ca să fim datori, dar aici să mă opresc ulterior. Da. Al doilea aspect e vorba despre întreprinderea de acțiuni ca să fie anulat sau cumva limitat dreptul de vot a acționarului. Comitetul de administrare a patrimoniului din Transnistria, cum e fixat în registrul acționarilor la Moldova Gaz. Și treilea aspect este recunoașterea ca partea vatămată a guvernului în toate aceste dosare, ce sunt de achiziții, investiții și așa mai departe, care se află la organele de drept. Prima parte. Deci prima parte e vorba de activele care au fost depuse în capital social al companiei, în valoare de peste 1.333.000.000 de lei la etapa fondării. Echivalente cu 34% din acțiuni, da? Nu, nu, nu. Echivalente 34 plus 13. 35 plus 13, aproape 49%. Cu zicim și sutim acolo. Asta e partea care a venit guvernul împreună cu Transnistria. Respectiv, Gazprom a anulat, în schimbul acțiunilor, o parte din datorii. Asta le-a stins. Iată, acest exercițiu, cred că trebuie de făcut cap-coadă din 2008 până în 99, adică de discontat valoarea aceasta de revaloare la etapa când a fost fondată compania. Cu ce scop? Ce are, la mine întrebarea este foarte simplă, ca din punct de vedere profesionist, ce are Moldova Gaz cu cotele părți și activele depuse de către acționar la etapa fondării, când în 2008 compania și-a evaluat activele proprii? Deci noi n-am evaluat acțiuni, cote părți care au fost transmise, compania și-a evaluat activele. Eu vreau să finalizez acest aspect. Dacă se reușească să răspundă și... Dacă, cum este scris astăzi acolo în hotărârea Parlamentului, dacă revenim în 99, și acum încă o dată, eu nu sunt avocat al Gazpromului, eu vorbesc ca persoană terț, ca expert. La etapa fondării Moldova Gaz, la 1 iulie 1999, compania era datoare către Gazprom 128 milioane de dolari, după datele contabile. Acele care sunt ale factoring finans acum. Și întrebarea este în felul următor. Dacă un acționar, cum este guvernul, consideră că trebuie să fie reevaluată și suma aceasta revindicată ca datorie de la Moldova Gaz, întrebarea este următoare. Dacă punem, discontăm suma datoriei 128 milioane și punem la etapă la anul 2008, care va fi valoarea acestei datorii? În anul 1998, care era situația? Eu vreau să mă refer la... La activele depuse de guvernul Moldova. Eu am să vă rog să avem o discuție. Vă spun un pic mai simplă ca să înțelegem și noi, da? Deci, care nu neapărat... Din reevaluarea activelor contabil care a avut loc în 2008, profită toți acționarii. Așa spune legea. Și ceea ce a făcut compania. Faptul că nu s-a majorat capital social a fost așa la discreția acționarilor. Asta dacă s-a comis inițial o eroare gravă, atunci trebuie de ajuns, devenit în 99 și de spus guvernul la Gazprom, stimate acționar cu care am creat compania împreună, iată cota mea evaluează la așa valoare. Și trebuie să fie un acord între acțiuni în care ulterior se face emisiunea suplimentară de acțiuni la guvern și majorează cota parte. Cu acordul acționarilor. Și dumneavoastră credeți că acționarul majoritar va accepta o astfel de lucru? Eu nu știu. Este sarcină pusă guvernul și eu vreau să văd cum guvernul va face acest lucru. Domnul Marian. Vreau să mă refer la această reevaluare de active din 2008. Da. Deci s-a stabilit că
investițiile statului în acele rețele valorează 3,3 miliarde lei. Și atunci interesul statului, și a fost o hotărâre de guvern. Da. În 2008. Este oameni. Care trebuia executat. Da, este oameni. Și de ce nu s-a executat? Păi întrebarea... Întrebarea cred că la guvern, la departamentul privatizării. Să transforme, cum spuneam, pentru că statul a investit acești bani. Și știți ce în mod normal, el trebuia să intre în capitalul social ca ponderea statului. Da. Sau ca datorii față de stat. Pentru că statul a investit. Nu, nu. De ce el trebuie să intre ca, nu știu, cotă parte sau ca parte la... partea este cealaltă. Este o problemă. Este o problemă. Deci de asta interesul statului este să-și revendice această sumă. Dar nu așa. În cazul de azi, noi spunem cum am spus? Că trebuie să transformăm în datorii. Nu este, pentru că este o metodologică, este... Eu știți cum sunt într-o situație care trebuie scrită că acum hotărârea cu parlament care a fost aprobat. Cu noi nimeni nu a consultat, dar s-a aprobat o hotărâre care contravine legii. Îmi cer scuze. Din punctul meu de vedere, nu este mai bine ca să scăpați de o parte de datorii? Hotărârea 1068, Eu vorbesc despre hotărârea 1068 din 21 octombrie 98. Iată este. Dar eu am din 2008, din 98, scuze, 98. Da, aveți dreptate. 98, da. Asta punctul 3. Se acceptă evaluarea preliminară. Da. Conform unei metodici reciproci acceptate, în eventualitatea, în eventuale rectificări ulterioare a capitalului social, a cotei părți ale lui, precum și a datoriilor plată consumului de gaz natural. Ce trebuie să întâmple acum? Trebuie să implementăm acest hotărâre. Și înseamnă că trebuie devenit la 99, activele care au fost transmise capital social, de văzut proporția cât trebuie fiecare acționar să dețină în capital la etapa aceea. La etapa aceea. Dar nu, compania este obligată să... Nu. Dar compania nu are nimic, domnul Marian, nu are nimic. Dar nicio datorie. Întrebarea mea următoare este, dacă s-ar face o astfel de reevaluare, eu nu știu, cifra asta de 3,3 miliarde de lei, dacă asta este... Nimic nu se schimbă, pentru că valoarea în dolari Gazprom va solicita următoarea zi, va solicita aducerea la valoarea reală a sumei datorii care a fost... Adică nu va crește oricum eu cred că aici este cota parte a statului. Eu vreau să văd cum guvernul și APP va veni cu această idee de a vă spun metodologic că acest lucru nu este corect. Și îmi pare rău că acum la etapă, la emisiune, trebuie să spun aceste lucruri și să critic hotărârea Parlamentului. Nu este metodologic și legal corect. Nu. Dacă vine guvernul cu astfel de aplicare. Deci ei au o hotărâre de parlament. Stați un pic, ei au o hotărâre de parlament, trebuie să o pună în aplicare, corect? Și această hotărâre obligă, va demara, guvernul va demara procedura de revendicare a sumei de 3,3 miliarde de lei la cursul mediu de schimb valutar din anul 2008. Asta 325 miliarde de dolari. Așa. Aferent reevaluării mijloacelor fixe depuse de Guvernul Republicii Moldova în capitalul social al Moldova Gaz. Așa. Exact, această sumă urmează a fi trecută în cont ca datorie a Moldova Gaz către agenție proprietăți. Deci va veni guvernul și va face asta. Ce va face Moldova Gaz? O va ataca în instanță. Dacă va veni în așa formă, imediat, pentru că eu sunt responsabil, să apăr interesele companiei. Și în acest caz, care e datoria? Către cine? În bază la ce? Noi am evaluat activele care sunt la balans proprietatea Moldova Gaz companiei. Dumneavoastră vă referiți la acțiuni la etapa de formare. Unul a venit cu banii, altul a venit cu active. Dacă cineva a venit cu active, îmi cer scuze, nu mă refer în general. A venit cu active și activele nu au fost evaluate, eu la cine trebuie să mă duc? La companie sau la acționar? Nu e vorba de a crește cota parte. E vorba de a revendica anumită sumă care trebuie să treacă ca și datorie față de stat. Nicio problemă. Dacă acest lucru trebuie făcut între guvern și Gazprom. Sunt Moldova Gaz. Sunt probate. Iată este suma asta. Guvernul, ia în calcul. 325 de ani dolari. Ia în calcul. Trebuie să treacă, să fie revendicată. Eu nu știu ce ia în calcul guvernul, dar guvernul, ia în calcul faptul de a-și mări eventual, dacă se constată că într-adevăr această sumă de 3,3 miliarde de lei se confirmă, da? De a-și mări din contul acestei sume capitalul, adică cota parte din Moldova Gaz? Deci, v-ați dori să fiți acționar majoritar la Moldova Gaz? Eu nu sunt guvernul, dar eu pot să vă spun că e foarte complicat să... Eu vă răspund, îmi cer scuze, vă răspund. Eu mi-aș dori ca cetățean să guvernul să aibă aici majoritate. Dar haideți să facem acest lucru corect. Nu, dar haideți așa. Problema eu ca cetățean nu mi-aș dori acest lucru. Deci, dar pentru că nu mie mi se control. Pare foarte asemănător atunci, cu cazul acesta... Banca de Economii, care după atunci, ce a fost atunci, plină atunci de datorii, a fost dăruită statului. Moldova Gaz s-a umplut de datorii.
regiunea Transnistreanu și cu tot fel de chestiuni. Statul n-a avut acces normal la control, acestea n-a avut cote minoritare și acum ce să luăm? Iată este ia statul aici, o companie. Aici este încă un moment să vă spun. Ia o companie cu așa probleme. Deci eu personal cred că ceea ce trebuie să facă statul este să asigure condiții normale de dezvoltare a pieței de gaze naturale. Și de aia spuneam. Absolut corect. Spuneam, și atunci, noi trebuie să avem acest unbundling, să oferim acces la mai multe companii și piața să-și facă datoria. Dar asta nu vine contradicție cu acel document semnat cu Gazprom-ul în 2021? Dacă nu luăm după ce a făcut, sau ce zile, a făcut Gazprom, faptul nu că a întrerupt livrările inexplicabil și ilegal. Haideți la concret. Da. Eu sunt pentru ca să fie majorată, fie reevaluată, absolut corect. Dar haideți acest lucru trebuie să fie corect făcut. Iată, pentru asta noi optăm. Ceea ce este acum în moment nu este corect din punct de vedere metodologic și legal. Asta, atât. Și eu cred că guvernul care va demara acest proces va lua în cont ce am spus eu. Sau alți experți, că nu pretind că sunt cunosc. Noi suntem, da, pe final de următoare fază. Iată, vă spun în fază, ce scuze, de Transnistria. Toți acești ani, iată vă spun, ca și fiind membru al Consiliului de Administrație, președinte, am optat că Transnistria să vină înapoi în gestiunea companiei. Așa cum a fost percepută această companie de la început. Acum, la moment, hotărârea, conform hotărârii Parlamentului, aici încă o dată, nu critic, vă spun doar opinia mea ca expert. Acum, ce vă spun Transnistria? Că foarte bine, mulțumesc. Datorile rămân după Moldova Gaz, dar noi adică noi într-un fel indirect legalizăm preluarea activelor de către administrația din Transnistria prin această hotărâre care este acolo. Și indirect. Înțeles dumneavoastră. Foarte simplu. Dar când a venit Transnistria ca acționar, a venit cu o parte din active și o parte de datorie a fost stinsă către Gazprom. Așa a venit ei. Și fix așa cum a venit și guvernul partea dreaptă. Acum la moment, dacă limităm dreptul de vot, adică cum este scris, eu nu știu cum pur și simplu statut, regiunea Transnistreană, de tot statul, Republica Moldova. Deci nu trebuie să recunoaștem acest lucru absolut. Noi trebuie să tindem și vă spun un lucru care este... Hotărârea cerului suspendare în dreptul de vot. Nu, este un articol... Eu vă spun, este un protocol foarte interesant din 19 septembrie 2019. Ce scrie aici? State, Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Federației Rusiei, la Chișinău, să înțeleg asupra un lucru foarte important. Citesc în rus. Punctul 3.3. Сторонам оказать содействие в урегулировании правового статуса имущества газовых предприятий АО «Молдовагаз», в том числе восстановлении прав газовых предприятий, находящихся в Приднестровье, на имущество, выбывшее из их владения без надлежащих правовых оснований. Но ну реку наш тем, как я его прилуат отчасти активе. Активе ли сунт али ностры? Ну, требе лимитат воту. Требуя пур симплу де интерприз аксюн, конформ скрис на чест протокол. Ше ревиндикат активе ли напой.